Vreau să vă întreb care e starea de spirit a lui Traian după aceste zile. Traian se simte bine acasă, încet încet își revine. Eu am ieșit astăzi pentru că vreau în primul rând să sărbătorim Ziua României și de fapt sunt mai multe motive. În primul rând Ziua României, vreau să spun la mulți ani românilor de pretutindeni. În al doilea rând sărbătorim decizia în alte curs de casație și justiție și faptul că soțul meu este acasă, este în libertate. Mai vreau să adaug faptul că o să respecte cu strictețe toate acele interdicții și pentru faptul că vrem să fim siguri că toate acestea se vor respecta nu doar de către noi, pentru descurajarea oricăror acțiuni ne la locul lor, să spunem așa. Am încheiat un contract de prestări servicii cu o firmă de pază care ne asigură paza undeva mai la distanță ca să descurajăm orice încercare de a sabota aceste încercări ale unor oameni. El nu a venit astăzi la întâlnirea de astăzi, nu a venit, de ce? Nu a venit tocmai pentru acest fapt. El a transmis pe pagina de suport tuturor românilor urările sale și am considerat că nu este normal să iasă la acest, că până la urmă este continuarea protestului nostru. El nu protestează, el are încredere deplină în justiție. Am ieșit noi, dar de data asta suntem fericiți și sărbătorim mai multe evenimente. Mai are planul să se întoarcă în poliție, să fie DICOT, să vorbi cu el, și-a manifestat vreo dorință? Da, soțul meu este polițist de viață, polițist va rămâne, se întoarce, bineînțeles, momentan este pus la dispoziție, dar acest aspect este remediat, el va sta la dispoziție nu la Alba Iulia, ci aici la IPJ Hunedoara, până totul se va încheia, după care, bineînțeles, se va întoarce între oamenii.